Două avertizări de vreme severă au fost emise noaptea trecută pentru județul Mehedinți. După o avertizare cod portocaliu, o oră mai târziu a fost emis cod roșu de vijelie puternică, cu vânt de peste 90 de km pe oră, grindină și averse torențiale. La scurt timp, furtuna s-a abătut peste orașul Drobeta-Turnu Severin cu rafale de vânt și mai multe reprize de ploaie torențială. Dacă vântul nu a lăsat urmări, ploaia a inundat mai multe străzi în sudul orașului, zona Gării și Calea Timișoarei. Minute bune înainte de potop, cerul Severinului a fost brăzdat de fulgere, urmate de tunete înfiorătoare. Furtuna a debutat cu rafale puternice de vânt, apoi a început să plouă torențial. În urma mai multor reprize de ploaie, străzile orașului au început să se transforme în adevărate pâraie. Zona cea mai afectată a fost cea din sudul Severinului. La ieșirea spre Timișoara, traficul s-a desfășurat cu dificultate din cauza acumulărilor de apă mai bine de o oră. Probleme au fost și în zona Gării, pe strada Traian, unde un șofer s-a aventurat pe strada acoperită de apă și a rămas cu autoturismul blocat pentru că nu a mai pornit. Pompierii au fost solicitați doar pentru o intervenție în zona Gării, unde strada s-a inundat din cauza frunzelor strânse pe gurile de canalizare. Însă nu au mai intervenit, deoarece după ce au fost îndepărtate resturile vegetale, apa s-a retras. În cursul acestei zile au intervenit pentru evacuarea apei dintr-un beci în zona Schela Cladovei.